conștiință, încercăm un stimul, după care verificăm respirația și mișcarea toracei. Dacă respirăm, cum procedăm? Îl punem în poziția laterală de siguranță, da? Cursul de formare profesională este susținut de paramedicii SMURD, care le arată polițiștilor locali cum să acorde corect primul ajutor în caz de urgență. Personalul SMURD din cadrul inspectoratului a prezentat și a efectuat activități practice de acordare a primului ajutor, resuscitare cardiopulmonară, poziția laterală de siguranță, dezobstrucția căilor respiratorii, ajutorul personalului de specialitate. La curs participă 57 de angajați ai poliției locale din județele Mehedinți, Gorj și Dolj. În această perioadă, împreună cu paramedicii din cadrul detașamentului de drogătate în Severin, o să susținem o serie de instruiri pe teme legate de acordarea primului ajutor medical de bază. Acestea sunt resuscitarea cardiopulmonară, extragerea de urgență, dezobstrucția căilor aeriene superioare și alte manevre efectuate în cadrul acordării primului ajutor medical. Cursul de formare profesională se va încheia în 20 noiembrie și a demarat ca urmare a solicitării conducerii școlii de perfecționare a cadrelor Poliției de Frontieră Orșova. S-a dorit ca în felul acesta polițiștii locali să cunoască noțiunile de bază în cazul unei intervenții de urgență până la sosirea paramedicilor pentru salvarea victimelor.